Estamos contentos y felices porque hoy es sábado. Muy bien. Suntem bucuroși și fericiți că astăzi începe ziua sfântă de sâmbătă, ziua Domnului. Y tenemos un huésped especial que quiere venir y estar con nosotros estas 24 horas. Avem un huésped especial. ¿Cómo se numește? ¿Cómo se llama? Așa este, este Dumnezeu. Y tenemos aquí a Iosua y a Daya, dos niños que quieren leernos un pasaje de la Palabra de Dios. Haideți să ascultăm pe Daya și pe Iosua care ne vor citi din Sfânta Scriptură. Uh-huh. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Así es. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantar lo todo, de creer lo todo, de esperar lo todo, de soportar lo todo. Muchas gracias. Solo el amor vive para siempre. Doar dragostea va trăi pentru totdeauna. Și îl ascultăm pe Sfântul Apostol Pavel care ne spune următorul lucru. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necovincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dumnezeu să vă ajute y estamos muy contentos de estar juntos en este día. Y os deseamos un feliz sábado. Vă dorim un sábat minunat. Besitos y abracitos para todos. Besitos. Besitos. Y abrazos.